Descinderi de amploare în Ploiești, procurorii percheziționează casele mai multor indivizi care se dădeau preoți și înșelau oamenii. Suspecții sunt trei bărbați din Prahova, iar capul rețelei este fratele manelistului Țancă Uraganu. Colegul meu, Marian Jingă, este în direct cu informații. Marian? Da, bun găsit. Se întâmplă acum la Ploiești. Sunt într-adevăr trei percheziți la persoane suspectate de înșelăciune după ce au solicitat diverse sume de bani, pretinzând pe o rețea socială că ar fi preoți și ar putea rezolva diverse probleme. Sunt acolo polițiștii de la Turceni și procurorii de la judecătoria din Târgu Jiu. Practic, falși preoți erau contactați de credulii cărora le promiteau că pot rezolva absolut orice problemă. Există și un prejudiciu de 80.000 de lei estimat în acest moment, iar ca să poată dovedi toate acestea, polițiștii s-au dat oameni sărmani care aveau nevoie de îndrumări în domeniul acesta duhovnicesc. Cu toate aceste dovezi, procurorii le-au bătut astăzi la ușă celor trei perchiziționați, vor fi duși cu siguranță la audieri la Târgu Jiu.